UPL vă recomandă Sanadu Fiton. Am revenit, agricultura o șansă pentru România și ne dorim de foarte multe ori și discutăm despre acest lucru să avem ceea ce se numește o agricultură inovativă din multe puncte de vedere. De aceea am invitat astăzi un expert în domeniul agribusiness, dar și un expert în zona aceasta de inovare. Este vorba despre domnul Costin Lianu, pe care îl avem alături de noi, expert în, am spus eu, în agribusiness. Bună seara, domnule Lianu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, bună seara. Și eu vă mulțumesc. Cu plăcere. Peste câteva zile va fi inaugurat, înțelegem, Centrul de Inovare Digitală Valahia. Este un proiect pe care ați lucrat și pe care îl conduceți. Și vreau să vă întreb dacă există și o, hai să spunem, o latură de agribusiness în această zonă de inovare și în centrul pe care, despre care vorbim. Da, există cu certitudine prin definiția lui și obiective o zonă de agribusiness, atât agricultură cât și procesare, producția agroalimentară, și este menirea noastră este, suntem un consorțiu de 16 entități care am dezvoltat acest proiect. Este un proiect finanțat 50% acel call privind trendul de inovare digitală și suntem activi, vom fi activi timp de 3 ani, dar mai mult noi suntem activi și anterior în zona regiunii Muntenia, regiunea de dezvoltare Sud Muntenia și București-Ilfov. Iar aceste activități se adresează acelor firme, asociații de firme. Uh-huh. Ok. Da, cred că nu ne-au... oare am pierdut legătura cu domnul Lianu? O să încercăm să refacem legătura cu dânsul, o să vedem dacă este într-o zonă cu acoperire, ca să zic așa, da? Dar cred că putem să refacem legătura. Până atunci, doar câteva titluri de pe agrotv.ro, știți bine site-ul televiziunii noastre. Finanțare, o noutate, finanțare de 1 miliard de euro pentru producătorii români de hrană, este un titlu de aici, și cele 3 planuri pentru irigații ale ministrului Daia, sunt și alte titluri pe care le puteți, și alte știri pe care le puteți vedea, dar ne întoarcem la domnul Lianu. Ne reauzim, domnule Lianu? Scuze, cred că am pierdut legătura. Da, perfect. Deci vorbeați despre inovare digitală și felul în care nu funcționează și hub-ul, dar și să zicem vocația din sectorul agricol al acestei. Da, 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 da. Deci, având în vedere faptul că regiunea este o regiune bogată în dezvoltată, foarte bogată, dezvoltată, da, în agricultură, uh-huh, era inevitabil și important pentru noi să identificăm și să punem accentul pe această zonă. Ce vom face efectiv? Că asta este bine să înțeleagă cei care ne ascultă. Oferim servicii firmelor interesate privind inovarea digitală, care se adresează în special în domeniul agricol, avem și sectorul manufacturier și alte sectoare energie, dar în sectorul agricol se adresează acelor fermieri sau procesatori care doresc prin activități de inovare digitală sau de tehnologii digitale să îmbunătățească procesele de producție și să meargă către zona de producție verde, eco-agricultură. Adică obiectivul de digitale nu este un obiectiv în sine. Vizează și aspectele de tranziție către o agricultură verde și acele comandamente legate de sustenabilitate în agricultură. Practic vom oferi servicii de
training, de pregătirea forței de muncă, de cunoștințe, accesul la cunoștințe în domeniu, precum și activități de susținere a investițiilor, activități de conectare cu piețele și activități mai complexe pentru cei care pot să le facă de testare înainte de a investi, adică testarea unor anumite tehnologii înainte ca ele să fie introduse în fluxul de producție al fermierului. Deci aceste lucruri vin în întâmpinarea fermierilor să-și reducă din costuri, pentru că sunt finanțate 50% din proiectul european EDIHUR, European Digital Innovation Hub, iar celelalte 50% de finanțări căutăm sinergii prin POCIDIF sau prin alte fonduri naționale sau internaționale, astfel încât efortul fermierilor și a producătorilor, procesatorilor să fie cât mai mic în a accesa astfel de fonduri. Bun, e evident un ajutor și un pas înainte pentru cei care doresc să acceseze, să zicem, sau să sunt interesați de această zona de inovare, inclusiv în sectorul agricol, pentru că astăzi vorbim mai mult despre ea, dar cum spuneați... Da, sigur, desigur este important și ținem cont, pentru că suntem și în alte proiecte legate de sectorul agroalimentar, agricultură ecologică sau tranziție verde, și ținem cont de programul strategia deci agriculturii în România pentru perioada până în 2027 parcă, deci acel plan strategic național care pune foarte mult accent pe aceste ecoscheme, pe schemele de susținere. Deci, exact, chiar am discutat în prima parte despre acest aplicarea PNS-ului, am vorbit cu doamna Cionga, a încercat să ne spună noutățile care au apărut pe această temă. Sigur, deci la ecoscheme zona de digitalizare se împătrunde cu aceste scheme, pentru că practic schemele acestea sunt vizează măsurarea impactului negativ al unor practici agricole și modificările lor, astfel încât indicatorii pe care îi folosesc schemele să contribuie efectiv la un impact mai bun al agriculturii în schimbările climatice. Și atunci digitalizarea este o tehnologie inevitabilă când se vor introduce aceste ecoscheme. Deci căutăm și acesta e mesajul care vi-l propun. Pe 9 februarie ne vom întâlni la Ploiești, la sediul Universității Petrol și Gaz. Am mai avut o întâlnire și la universitatea mea, la Spiru Haret, și ne vom întâlni cu cei care practicieni. Avem acolo clustere în domeniul agriculturii ecologice. Ne interesează cât mai mulți care să încerce să vină ca și clienții ai acestui centru pentru procesele de digitalizare, de atragere de investiții, serviciile care le-am prezentat. Da, da. Când spuneți clienți, înseamnă de fapt oameni care sunt interesați de domeniu, nu? Și care sunt... Clienții noștri sunt cei care intră în centru de inovare digitală și parcurg niște etape. Adică nu vom servi selectiv acei fermieri care au o orientare clară către tranziția verde, și care în plus întreprinde și criteriile de teritorialitate, trebuie să fie în regiunea Muntenia și să accepte și o evaluare a maturității digitale. Noi avem niște instrumente noi care le vom introduce în acest proiect, se numește evaluarea maturității digitale. Ce înseamnă acest lucru, evaluarea maturității digitale? La ce se referă? Păi este un set de întrebări, chestionare pe care le vom pune participanților în proiect, astfel încât la început de drum să știm exact unde stau pe scara digitalizării. Aha, de la simplu, să zicem, existența unui site, a unei, să zicem, operațiuni de contabilitate online sau pe suport, adică electronic, și până la aspecte mai complexe legate de
introducerea unor tehnologii de măsurare a fluxurilor de producție, de protecție împotriva intemperiilor sau de măsurarea umidității în sol sau reținerea carbonului. Deci aici sunt alte activități legate de fluxurile de producție în fermă. Am înțeles. Deci, iată, e vorba de, până la urmă, de maturitatea digitală a companiei, nu? Și nu neapărat deci, a persoanelor. Nu, pe de o parte vrem fotografierea la zi, la momentul începerii acestui proiect, care este de timp de 3 ani, a celor care sunt, nu contează că sunt pe scara maturității digitale, să zicem, mai puțin, mai jos sau mai sus, mai puțin dezvoltați. Mm-hmm. Din contră, poate pot fi mai jos și să fie în proiect. Important pentru noi este să măsurăm și angajamentul antreprenorial pentru schimbare. Pentru că ne interesează modul în care schimbarea se va produce. Sunt multe proiecte de training, de dezvoltare, de evaluare, care la un moment dat fotografiezi un lucru și după aceea rămâne static, rămâne așa. Nu putem, având indicatori de performanță privind această asistare, acompaniere către digitalizarea firmelor, trebuie, ne interesează foarte mult gradul de implicare al managementului fermei în activitățile acestea. Am înțeles. E normal până la urmă, pentru că fără management nu se poate face nimic în companie sau managementul este esențial. Da. Bun, deci iată câteva, adică o serie întreagă de proiecte pe care iată le-ați descris. Să știți că pentru toți ascultătorii din toată țara nu suntem singuri, suntem mai multe centre de acest gen care sunt active cu finanțare europeană, care au început odată cu noi, unele un pic mai devreme, în aproape toate regiunile din România. Deci există o listă a lor, se poate accesa. Și se pot vedea fiecare, dacă sunt în diverse zone ale țării, pot să arondeze cei interesați la centru digital care îi servește. Am înțeles. Bun, înainte de a, să zicem, de a trage concluziile acestui dialog, dați-ne, vă rog, și câteva repere. Știu că sunteți un bun cunoscător al situației agriculturii organice din România. Se fac ceva pași înainte în acest domeniu? Deci haideți să avem un plan strategic pe agricultură aprobat de Bruxelles în decembrie, 7 decembrie. Da, ne-am corect. Uitat și noi în planul acela. Agricultura ecologică e menționată o dată sau de două ori la regimul de subvenții. La și altele, sau cum? Ne-aș fi așteptat la mai mult. Noi am pledat pentru acel plan de acțiune în domeniul agriculturii ecologice, care să individualizeze acest domeniu și intervenția pe acest domeniu, care e trecută în general la scheme ecologice. Am fi dorit totuși că e un sistem mult mai dezvoltat peste tot, mai puțin la noi unde adopția e mică, să fie un pic mai concludent în ceea ce privește măsurile, dar sperăm că Planul Național de Acțiune în domeniul agriculturii ecologice, care și el va trebui la un moment dat aprobat de către minister, să fie un pic mai incisiv în acest domeniu al intervențiilor. De exemplu, ne preocupă foarte mult un sistem de consultanțe și cunoștințe special dedicat agriculturii ecologice la nivelul direcțiilor agricole județene. Am înțeles. Deci, încă e destul de timid așa abordată agricultura aceasta ecologică, nu? După ultimele informații, încă planul acesta este în lucru, dar v-am spus, la
nivelul multor zone în care trebuie să se dea consultanța agricolă, oamenii, nici cei care ar trebui să o dea, nu știu foarte bine regulamentele și modul în care acest, și importanța și impactul practic al acestui sector. Adică acord subvenție la hectar. Bineînțeles, e foarte bine că se acordă pentru agricultură ecologică, dar nu acest lucru singur mă poate duce la creșterea adopției. De acord. Vă mulțumesc pentru informație și pentru prezență. Succes vă dorim în, mulțumim frumos, în întreprinderea pe care ați lansat-o și sigur veți fi și vom fi alături de dumneavoastră în ceea ce faceți. Vă mulțumesc că a fost alături de noi domnul Costin Lianu, expert în sectorul de agribusiness, dar iată și, și în această zonă de fonduri europene și de soluții inovative, de ce nu? Imediat vom schimba subiectul, vom merge în Buzău pentru a vedea ce se mai întâmplă acolo, până facem legătura cu colega noastră din județul Buzău. Iată că o avem la telefon pe colega noastră, Marilena Dinu, corespondent AgroTV în Buzău și în zonă. Bună ziua, Marilena Dinu, îți mulțumesc pentru prezență. Bun găsit, bună seara și telespectatorilor noștri. Mă bucur, sincer, în seara asta că ne putem auzi. Sper să ne auzim bine. Vocea mă lasă puțin. Vocea e un pic schimbată, dar se întâmplă. Suntem în... Da. Da, așa este. Mă bucur de ce? Pentru că tocmai ce am aflat o veste bună, practic o reușită pe care o are Direcția Agricolă, iată la început de an, vorbim de un număr impresionant de beneficiari în contextul național chiar, un număr de beneficiari pentru programul de susținere a reproducției la pasăre și porc. Practic, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că, în sfârșit, putem să sperăm că vom mânca și noi carne românească. Pentru că este vorba despre 10 buzoieni, 10 tineri din Buzău, care s-au înscris în acest program de susținere a reproducției la pasăre și porc și care s-au angajat să reproducă pui și suine. Practic, este vorba despre 10 tineri care aveau ferme, dar ferme de îngrășare și iată acum vor trece pe reproducție. Vorbim de 4 la pasăre și 6 la porc. Înțeleg că, per total, programul e în valoare de aproximativ 90 de milioane de euro? Dacă am, 90 de milioane de euro este suma atrasă de Buzău. Vorbim de 10 proiecte pe Buzău, în contextul în care, la nivel național, totalul este de 40. Astfel, un sfert din proiectele... Da. Înseamnă că s-au mișcat bine crescătorii de animale din Buzău, nu? Și vreau să spun că a fost și concurență, pentru că vorbim de un total de 15 dosare depuse, 5 au fost respinse și 10 acceptate. Respinse s-au mai retras dintre ei, pentru că în acest program vorbim și o parte de cofinanțare, o sumă pe care trebuie să o susțină beneficiarul. Practic, deși primesc de la stat că este un program derulat prin Direcția Agricolă, dar cu finanțare de la Ministerul Agriculturii, practic primesc la stat și până la 15 milioane de euro, din câte am înțeles de la directorul Cosmin Florea. Există și o parte de cofinanțare de 10, poate până la 20%, în funcție de ceea ce s-a angajat prin proiect să facă, de dimensiunea practic a fermei pe care dorește să o înființeze respectivul beneficiar. Ce rase vor să această întrebare am adresat-o și eu. Nu aș știu să mă răspundă. Cert este că vor fi rase românești, ceea ce pe noi ne bucură, pentru că știm că tot timpul avem în farfurie, dacă nu am crescut-o noi în curte, ori pasărea, ori carne de porc din import. Și atunci faptul că vor fi rase românești este ceva nemaipomenit. Da, mai ales că vorbim de un context național. În ultimii ani știm foarte bine că ne-am confruntat atât cu pestă porcină, cât și cu gripa aviară la nivel național și aceste boli practic au decimat fermele, fie că vorbim de ferme de pui, fie că vorbim de ferme de porci. De exemplu, în Buzău, această pestă porcină a făcut ravagii. Cred că mai bine de jumătate din fermele cu tradiție din Buzău fie și-au redus efectivele, fie
n-au mai populat deloc după ce au trecut prin astfel de episoade de boală, poate unii chiar o dată sau de mai multe ori. Da, cred că e mai, aș numi chiar că este, sunt oameni curajoși deja, pentru că, iată, își propun să refacă efectivele de animale, să... Sunt tineri, în general tineri, că asta am întrebat și eu. Uh-huh. Cine sunt fermierii aceștia? Da, repet, foarte este bine. Informație pe care abia mai am aflat-o. Deci e foarte nouă. E foarte caldă, e foarte nouă și pe care urmează să aflu chiar mai multe detalii. Sunt curioasă pentru că pe unul dintre fermieri chiar îl cunosc, îl cunoaște și voi la AgroTV, pentru că l-am prezentat într-un material ca fiind... un fermier care a avut la momentul și are în continuare acea fabrică ce funcționează pe coș de semințe. Aha, am înțeles, dar da, da. Cu siguranță o să vorbim cu cei sigur, care au accesat. Te așteptăm cu informații, să sigur. Vedem, să vedem ce e determinat să facă lucrul acesta. Vorbesc, ei deja au o experiență în domeniu. Știu ce înseamnă să crești un pui sau un porc, pentru că ei au ferme de îngrășare. Numai că să reproduci este cu totul și cu totul altceva. Din câte am înțeles, ei luau pui, de exemplu, de prin Polonia, Ungaria, da, pe care îi creșteau. Acum, practic, îi vor reproduce ei și pot repopula la rândul lor alte ferme din România, cu rase românești. Mai avem două minute, te-aș ruga câteva lucruri despre programul Tomata. Știi ceva de Tomata? Da, am niște vești din Buzău, așa la început de an. Bune văd că ține, pot spune, inclusiv doamne cu fermierii din Buzău. Pe de o parte, programul Tomata, fiindcă m-a întrebat, a debutat cu bine. Deja avem 100 de dosare până în aprilie. Direcția Agricolă estimează că ar putea să primească în jur de 1000. Asta înseamnă că e cert că în martie, aprilie vom avea roșii crescute pe pământ românesc, să spunem așa, în solariile din Buzău. Și ca veștile să fie și mai bune, înțeleg că a și nins în zonă, și nins, asta este vestea extraordinară pentru fermieri. Știi că și Buzăul și Vrancea, toată zona aceasta de Bărăcanului era tot timpul ieșea în față cu seceta destul de avansată, deficitul de apă mare în sol. Ei bine, de vreo două săptămâni a tot nins în zona aceasta, am avut și coduri galbene și portocalii și așa mai departe, dar lăsăm la o parte ceea ce s-a întâmplat pe drumuri. Pe câmpuri este totul alb și fermierii sunt fericiți, mai ales că știm primele culturi, rapița, grâul, dar în special rapița, este prima care aduce venituri fermierilor și noi anul acesta în Buzău avem o suprafață record cultivată cu rapiță, vreo 20.000 de hectare, adică de 3 ori mai mare decât anul trecut și arată foarte bine. Circa 95% din suprafața cultivată mi-au transmis de la Direcția Agricolă că arată foarte bine și fermierii sunt optimiști. Perfect. Avem vești bune și ne bucurăm care vin de la Buzău. Îți mulțumim, Marina Dinu, pentru prezență și pentru informații. Te așteptăm și cu o următoare ocazie, desigur, aici, când cu mare drag, sper povești la fel de bune. O să le urmăresc și cum le aflu, cu siguranță o să vi le transmit. Perfect. Mulțumim încă o dată, Marina Dinu, corespondent AgroTV în județul Buzău și în regiune. De ce nu? Ne oprim astăzi aici cu Agricultura, o șansă pentru România. Vă invit să rămâneți pe AgroTV. De asemenea, vă invit să urmăriți Ce vor plantele și, desigur, jurnalul de la ora 19. Noi ne revedem mâine la Agricultura, o șansă pentru România. Toate cele bune vă doresc!